Emisiune susținută de Maurer Imobiliare. Dragilor, vă salutăm, ne bucurăm tare mult că a sosit ora 4 pentru că ne putem reîntâlni într-o nouă ediție de Vorbă cu Doctorul. Eu sunt Consuela Bălașagaza voastră și astăzi nu suntem în direct, dar vă încurajez să ne scrieți întrebări, sugestii și opinii pentru că sunteți importanți pentru noi. La dispoziție aveți live-ul de pe YouTube, unde ne puteți lăsa comentarii, dar și telefonul 0733004455, unde ne puteți scrie pe WhatsApp. Astăzi discutăm despre unul dintre cele mai importante domenii din sănătate, cel care face diferența dintre viață și moarte în fiecare clipă, și anume medicina de urgență. Fiecare zi, fiecare minut contează pentru acești eroi în halate albe, medicii și asistenții din urgență, care sunt primii ce răspund chemării la nevoie, care intervin acolo unde viețile atârnă de un fir subțire. Lor aducem astăzi un omagiu pentru munca deosebită, dedicarea și curajul cu care salvează zilnic zeci de vieți. Dar, într-o situație de urgență, și noi putem face diferența. Cunoașterea noțiunilor de prim ajutor poate transforma fiecare dintre noi într-un erou pentru cei dragi. În primele minute critice până la sosirea echipei medicale, o simplă manevră sau un apel la numărul unic de urgență 112 poate salva viața cuiva. Împreună vom descoperi astăzi nu doar cum funcționează sistemul medical de urgență, ci și ce putem face noi pentru a fi pregătiți să ajutăm. O vorbă, o acțiune la timp poate însemna totul. Așadar, vă invit să rămâneți alături de noi și să învățăm cum putem deveni, într-un moment de criză, eroul pe care cei apropiați îl așteaptă. Alături de mine se află astăzi Alexandru Străinu, asistent medical generalist, licențiat fondator al Asociației Universitare pentru Medicină și Asistență Medicală și instructor de resuscitare cardiopulmonară și măsuri de prim ajutor. De asemenea, este acompaniat de colegul său, dr. Dumitru Panfiloiu, medic rezident medicină de urgență. Împreună susțin periodic cursuri gratuite de prim ajutor cu scopul de a învăța cât mai mulți tineri tehnici salvatoare de viață. Vă salut, dragilor, și mă bucur tare mult că suntem într-o echipă atât de bogată astăzi. Bine te-am găsit, bună ziua! Bună ziua și ție și telespectatorilor noastre! Un domeniu important și mă bucur tare mult că astăzi avem ocazia măcar să scrijelim puțin din ce ar trebui să cunoască fiecare dintre noi pentru a fi de folos în momente critice. Înainte de a intra în pâinea subiectului, care este vast și nu întâmplător am spus că scrijelim, mi-aș dori să fie un curs în sine. Nu ne permite timpul astăzi, dar măcar sper să naștem curiozitate și dorință de a ști mai mult decât știm la momentul acesta. Vrem să știm de ce ați ales acest domeniu. Este un domeniu complicat, sensibil când mă gândesc la medicina de urgență, mai ales dacă vizionăm anumite seriale pe domeniul acesta. Ce v-a adus pe voi în acest domeniu atât de sensibil, și critic? Practic, când am decis că vreau să dau la medicină, asta a fost undeva în liceu, clasa 10-a. Nu știam că o să vreau să fac urgența, dar cam ca aproape orice student medicinist. Îți place înainte biologia, chimia. E un domeniu mai vast, mai real, să spun așa. În facultate, în timp ce eram în anul 2 de studii, începusem să fac voluntariat pe partea de SMURD. Mi-a plăcut foarte mult acest domeniu pentru că era unul în care nu era monotonie și în care am observat faptul că pot să fiu alături de pacient în momentele cele mai critice. Și atunci, din anul 2 de facultate, practic am decis că viitorul meu va fi în domeniul medicinei de urgență. Drept urmare, sunt în anul 5 de rezidențiat și încă o practic cu foarte mare dedicare. Și ce mesaj foarte consistent și fain livrat către noi și îți mulțumesc mult că nu ești doar un medic care își dorește să facă bine, ci și un vorbitor foarte bun. El este domnul doctor. Acum sunt curioasă să cunoaștem și asistentul. Da, la mine povestea a fost puțin diferită. Eu la bază sunt filolog, eu am terminat facultatea de limbi străine înainte și după mi-am dorit foarte mult să călătoresc și am fost însoțitor de zbor foarte mulți ani, majoritatea zborurilor transatlantice, dar a venit pandemia. În timp ce lucram pe avion, am devenit și instructor de prim ajutor în aviația civilă. Împins de la spate de sora mea, care este medic de familie, a zis, hai, întoarce-te în țară și uite, fix acum în timpul pandemiei, cât timp am văzut cât de vulnerabil e omul, cu siguranță, dacă îți place partea de prim ajutor, o să-ți placă și partea aceasta. Am dat admiterea la facultatea de medicină, la asistență medicală,
am și terminat-o. Și în prezent mă ocup de partea de educație medicală, ceea ce mi-a plăcut și înainte, pe partea de training, și instruiesc tinerii studenți mediciniști de la medicină generală și de la asistență medicală să devină cea mai bună variantă a lor în momentul în care vor ajunge ei să lucreze în spital. Cam asta a fost povestea mea, așa rezumată. Eu mă gândeam că va veni cu ceva foarte clasic, dar se pare că nu și mă bucur tare mult că ne... Practic, să ne mai dați un mesaj foarte important, și anume că putem face schimbare de macaz oricând simțim că este loc de noi sau nevoie de noi în orice altă parte. Spuneam în introducere că voi organizați periodic și aceste cursuri gratuite. Ce se întâmplă în cazul acestor cursuri și cum putem ajunge și noi la ele? Cursurile într-adevăr au loc periodic. În principiu le organizăm unde suntem chemați. Am mers și la grădinițe, am mers și la instituții de stat. Însă în principiu noi colaborăm foarte bine cu Facultatea de Medicină de la Universitatea Titu Maiorescu. Avem acolo un laborator plin de echipamente de ultimă generație, inclusiv manechine, unde copiii, părinții, tinerii, studenții pot să vină și să acceseze aceste cursuri gratuit. Programul se numește You Can Be a Hero. Oricine poate să fie un erou dacă vrea. Și ne bucurăm foarte mult că lumea chiar este interesată. Uh-huh. Se poate întâmpla orice, oricând, în familie, la restaurant, pe stradă, în parc. Este bine să fim pregătiți de fiecare dată. Lumea poate să acceseze pagina noastră de Facebook, se pot înscrie pe formular și pot să vină împreună cu toți prietenii să acceseze aceste cursuri. Vrem să aruncăm o privire, așa cum va prin gaura cheii, și la medicina de urgență și aș vrea să te întreb, domnul doctor, da, ce se întâmplă acolo? Creionați-ne puțin atmosfera, care sunt skillurile pe care sunteți obligați să vi le dezvoltați, pentru că este contratimp de foarte multe ori situația care vine la urgență. Da, camera de gardă, în principiu, e plină de patologii. Este... locul unde întâlnești diverse probleme de sănătate, de la cele mai mici până la cele mai mari. Trebuie să discerni foarte bine un pacient critic de un pacient non-critic, să-ți dai seama cine e pasibil să devină instabil, cine e pasibil să fie într-un moment critic și atunci să acționezi. Trebuie să ai o atenție distributivă atunci când ai, de exemplu, 5, 6, 7 pacienți pe care îi vezi singur. Trebuie să ai atenție distributivă, să urmărești fiecare parametru în parte, să gândești foarte bine terapia pe care o administrezi, de la cea medicamentoasă până chiar și la partea psihică. Contează foarte mult ca pe lângă medicamentele, soluțiile pe care le administrăm pacientului, în același timp să-l și consiliem. Nu se poate face acest lucru în toate stările critice sau în orice stare critică în care e pacientul. Asta o face mai mult în stările poate de mijloc. Uh-huh. În starea în care un pacient este critic, atunci ne focusăm mai mult pe aparținător. Să spunem de la cap la coadă despre ce-i vorba, ce va urma să facem cu pacientul, care sunt șansele acestuia. Patologiile, spuneam că sunt vaste, dar ca și cazuri preponderente de urgență, a spune undeva în jur de 20-30%, poate, sunt cele cod roșu-galben, cum le denumim noi, în rest nu sunt cele mai urgente patologii, însă ne ocupăm într-adevăr și de acelea. Primesc un text de la Alexandru atunci când am stabilit că ne vom întâlni astăzi și vreau să-i dau citire ca să nu ratez niciun procent, pentru că mie mi s-au părut procente mari și îngrijorătoare și cred că este important să le cunoaștem. Peste 90% din români nu știu să acorde primul ajutor, iar dacă nu se intervine corect în primele 4 minute, șansele unei victime scad cu 10% în fiecare minut. Într-adevăr, este o statistică foarte alarmantă. Din păcate, România stă foarte prost la acest capitol. Peste 90% din populația generală nu știe să acorde primul ajutor. Ba mai mult de atât, dacă analizăm puțin sistemul educațional, observăm că nici în școală nu se fac aceste cursuri. A fost acum ceva timp o inițiativă legislativă să se ofere niște vouchere de 200 de lei de către Guvernul României. Din păcate, nu s-a mai întâmplat nimic. La facultate, la fel, dacă nu mergi la o facultate de profil, slabe șanse să se facă așa ceva.
Și dacă nu se intervine în primele 4 minute, șansele scad drastic. Știm că creierul are nevoie de oxigen, oxigenul se găsește în fluxul de sânge, tocmai aceste compresii pe care le facem și o să vedem puțin mai târziu cum se fac, duc acest sânge oxigenat către creier, tocmai pentru a-l menține cât de cât în parametrii normali până vine echipajul de urgență specializat să intervină cu suport avansat. Dacă trec mai mult de 4 minute, vorbim aici de leziuni neurologice ireversibile. Adică creierul nu o să mai aibă șanse să se refacă. Chiar dacă resuscitarea va avea, să zicem, un succes, pacientul va rămâne cu aceste leziuni și, bineînțeles, aici vorbim deja de îngrijiri paliative, vorbim de intervenții neurologice, recuperare și așa mai departe, însă, bineînțeles, depinde de fiecare pacient. Vârstele extreme, de obicei, copiii sau bătrânii, au șanse mult mai mici de recuperare. Ce înseamnă un minut, că tot ne plângem noi că nu avem suficient în cele 48 de minute ale ediției. Se pare că unii oameni au nevoie de câteva secunde sau poate chiar un minut pentru a evita aceste complicații care pot apărea ulterior, pentru că cineva nu a fost la momentul potrivit acolo pentru ei. Sau a fost, dar nu a știut ce să facă. Ne uităm frecvent pe statistici ca să vedem cam pe unde ne aflăm și au cam început să ne sperie inclusiv cifrele accidentelor rutiere. Și foarte multe dintre ele sunt grave și de foarte multe ori suntem pe șosea când se întâmplă un accident și nu vrem să coborâm din mașină pentru că ne este teamă că vom face mai mult rău decât bine. Și poate că este interesant să abordăm și acest subiect la un moment dat, să vedem ce putem face atunci când pe șosea în fața noastră se întâmplă lucruri importante. Ce este suportul vital de bază? Practic, sunt cele mai simple manevre pe care le putem face în scop de binefacere și de ajutor. Adică nu avem nevoie de niciun material, nu avem nevoie decât de o minimă pregătire teoretică și practică ca să acordăm câteva manevre esențiale. Practic, doar cu mâinile noastre comprimăm practic cordul, adică inima, între două structuri osoase, adică coloana vertebrală și sternul. Și inima astfel comprimată va fi capabilă, oarecum, să ducă fluxul de sânge acela important la creier. Scopul nostru nu e neapărat să repornim inima, nu neapărat. Mai degrabă e ca să menținem creierul, cum spunea și Alexandru, în niște parametri cât de cât vitali, viabili. Deci hrănit cu sânge. Hrănit cu sânge, exact. Uh-huh. Pentru că știm că inima este o pompă și are nevoie de această împingere pentru a pompa, practic. Exact. Chiar dacă se întâmplă cu ajutorul nostru. Care sunt cele mai importante manevre de prim ajutor pe care ar trebui să le cunoască oricine? Aici este o listă mare, dar am să o rezum la câteva puncte importante. Lăsând la o parte resuscitarea, care din punctul nostru de vedere ar trebui să o cunoască oricine, de la cel mai mic la cel mai mare. Cele mai multe accidente, cel puțin cele care ajung în camera de gardă, sunt cele domestice. Da? Vorbim de accidentele care se întâmplă acasă. Fie că vorbim de o fractură, fie că vorbim de hemoragie, de arsuri, fie că vorbim de diferite traumatisme, toate persoanele cred că ar trebui să știe câte puțin din fiecare. Cum oprim o sângerare nazală în așa fel încât să nu se piardă sânge și pacientul să o dea în altele? Sau de fracturi. Cum imobilizăm o fractură ca să putem să transportăm pacientul? E fractură deschisă? E închisă? Arsurile. Bineînțeles că în momentul în care ne ardem, fie că punem mâna pe o plită încinsă sau pe un ibric, sunt foarte multe mituri care circulă, să punem oțet, să punem sare, să punem miere. Nu, rana se poate infecta, exact. Pentru fiecare în parte există câte o manevră de prim ajutor super, super simplă, iar dacă toate persoanele ar reține informațiile acestea esențiale, am putea să prevenim foarte multe lucruri. În principiu, infecțiile, care acestea sunt, din păcate, cele mai drastice, să zic așa. Mă mai întorc la noastră o dată, căci dacă ne-ați spus despre suportul vital de bază, avem și suportul vital de bază și suportul vital avansat. Care e diferența între cele două? Domeniul care îmi place mult. Dacă în suportul vital de bază ne folosim doar de mâinile noastre ca să aplicăm anumite manevre, în sistemul, în resuscitare avansată, să-i spun așa, deja venim cu echipamente. Deși defibrilatorul poate acum se mai găsește sau a început să se mai găsească în mai multe locuri publice. Cum ar fi metrou? Cum ar fi metrou, da, sau diverse magazine. Noi, ca și parte medicală, venim cu un defibrilator. Cu asta venim întotdeauna. Cu medicație.
cu o cale aeriană, adică practic noi vom administra oxigen pacientului prin anumite manevre și cu anumite materiale. Înseamnă de asemenea recoltare de analize, ne ghidăm cum facem terapia ulterioară în funcție de analize pe care le luăm în mod repetitiv, ventilație mecanică în diversi parametri pe care o facem ajustată la problemele de sănătate ale pacientului, la antecedentele lui și la cum, care este evoluția lui din acel moment. Diverse investigații radiologice, un management post-resuscitare, dacă resuscitarea a avut succes, post-resuscitare, de asemenea, intervenim cu diverse terapii. În primul rând, pentru a proteja creierul, pentru că, cum spuneam, e susceptibil la a se degrada mult mai repede. Și pe lângă creier, oricum, toată resuscitarea va avea un răsunet asupra întregului organism. Deci va trebui să fim atenți la toți parametrii pacientului. Este o întreagă muncă, dar e o muncă satisfăcătoare și plăcută. O muncă plăcută. Mă gândeam acum că apar pe diversele medii de socializare foarte multe filmulețe cumva filmate cu camera ascunsă ca să studieze comportamentul nostru în societate. Când vedem o femeie gravidă că trage de unită magiamantanul pe scări, mergem să o ajutăm sau o lăsăm să se chinele și observăm că are o burtică destul de mare și bagajul e destul de greu? De foarte multe ori găsim persoane care nu se prezintă în cea mai bună forma lor, fie că sunt întinși pe jos, fie că dau concret semnale că nu se simt bine, parcă nu este ușor... ușor greu să intervenim și să întrebăm dacă se simt ok, dacă au nevoie de ceva. Aș vrea să facem cumva și această educație civică, dacă doriți. Când este momentul să mă bag în seamă cu cineva pe care nu-l cunosc, dar care mi se pare că nu este chiar în cea mai bună formă pentru a funcționa astăzi? Românilor încă le este frică să intervină în orice situație. Am primit la cursurile pe care le facem întrebarea, dar suntem protejați în fața legii? Dacă mă duc să-i ofer primul ajutor, poate mă ia pe mine poliția. Uh-huh. E bine, România, din punctul acesta de vedere, stă bine. Avem o legislație, avem legea sănătății, ba mai mult de atât, fix așa se numește, legea bunului samaritan, și spune că atâta timp cât ai fost instruit și atâta timp cât ai competențe de prim ajutor, nu răspunzi penal în fața legii dacă vrei să te duci și să oferi primul ajutor în stradă, da? Social media. Revenim la platformele de socializare care acum sunt desfolosite de toată lumea. Demnitatea pacientului în astfel de momente este foarte importantă. O să vedem că dacă facem compresii, trebuie să înlăturăm toate hainele de pe pacient și atunci trebuie să creăm o barieră prin care să-l protejăm de filmări, de TikTok-uri și așa mai departe. Educația medicală, fie că este făcută în școală, fie că sunt cursuri pe care le accesează diferite persoane la diversi furnizori și așa mai departe, sunt și instituții de stat care fac curs, dispeceratul pentru situații de urgență, Crucea Roșie Română și așa mai departe. Aceste informații ar putea să fie esențiale în astfel de momente. Din păcate, nu se fac. Din păcate, nu sunt destul de bine promovate. Și atunci, cred că aici, de fapt, ar trebui să lucreze mai mult și instituțiile, dar și furnizorii să promoveze mult mai bine aceste cursuri și în școli, și în companii, și așa mai departe. Acum, să vedem ce o să se întâmple. Știu că anul viitor o să existe o campanie, ba mai mult de atât, acum pe 16 octombrie o să fie Ziua Internațională a Resuscitării. Și o să fie diverse evenimente peste tot și în centrele comerciale. Așa că, dragi telespectatori, dacă doriți să mergeți, chiar vă recomand, pentru că sunt ateliere gratuite prin care puteți să învățați aceste lucruri. Ce e mai frumos decât să învățăm lucruri noi și ce e mai important pentru noi românii care nu avem neapărat un buget alocat dezvoltării noastre sau instruirii medicale, să beneficiem de ele gratuit. Vom avea și un
nou invitat în partea a doua emisiunii și mă bucur foarte mult că nu ați venit singuri astăzi, ați venit cu un manechin pe care vom vedea manevre importante pe care ar trebui să le cunoaștem. Nu știu dacă le putem asimila doar pentru că le privim la televizor, dar măcar știm că se poate întâmpla ceva și măcar avem o noțiune că putem face ceva la locul respectiv. Domnul doctor, cum ar trebui să reacționeze cineva dacă este martor la un stop cardiac și cum îl recunoaștem pe acest stop cardiorespirator? Cel mai important, calm. Să fii calm. Okay. E cel mai important ca într-o situație de criză, tu cel care știi că ai ceva de făcut, să fii calm. De recunoscut este relativ simplu. O să exemplific ulterior și pe manechinul de care spuneai. În principiu, o persoană care nu răspunde la comenzile pe care le adresăm și nu respiră. Mm-hmm. E cel mai ușor de recunoscut. Ne putem confrunta cu situația în care e zgomot, în care e gălăgie, în care nu e lumină, în care sunt diversi factori care ne influențează. Sunt inclusiv pentru acestea tehnici prin care să ne dăm seama dacă victima respiră sau nu. Uh-huh. Asta e foarte important. Sau mai sunt persoanele cu risc de a face risc iminent, de a face stop cardiorespirator. Acolo e vorba de... Cel mai probabil aici ne referim la vârstele critice și aici la respirația lor mai ales sau la condiția lor, condiția de fond sau condiția în care trebuie să vedem că se degradează. Acolo sunt anumite lucruri puțin mai sensibile poate, dar acestea sunt de folos mai ales în familie dacă avem o cerudă care poate să dezvolte anumite semne care prevestesc instalarea stopului cardiorespirator. Leșinul apare atunci când apare stopul cardiorespirator? Nu. Este o mare diferență. Uh-huh. Leșinul e o pierdere practic tranzitorie a stării de conștiință, din care ne revenim în câteva minute. Este benignă, să spun așa, adică nu are impact neapărat asupra sănătății. Stopul cardiorespirator se instalează în principiu pe o anumită patologie, o anumită boală sau anumiți factori externi care într-adevăr determină stopul cardiac. Dar e într-adevăr o diferență între leșinul simplu sau sincopă, probabil s-a mai auzit și de acest termen, și stopul cardiac care la fel. Cei mai mulți nu fac diferența între infarctul miocardic și stopul cardiac. Care sunt diferențele? Cum se prezintă pacientul? Infarctul miocardic poate să fie fără stop cardiac. Uh-huh. Durerea, ăsta este caracterul este simptomul cel mai important dintr-un infarct miocardic, este durerea toracică, transpirațiile abundente. În principiu, cam după astea le identificăm așa în linii mari, identificăm un infarct. O durată de undeva peste 20 de minute a simptomelor. Dar, cum spuneam, nu e obligatoriu să faci și stop cardiac în urma infarctului. Infarctul se tratează. În schimb, stopul cardiorespirator simplu este stopul clasic pe care îl știm. Și unde trebuie în care să nu mai reacționăm. Uh-huh. Și trebuie să intervenim. Și atunci trebuie să intervenim, în primul rând, cu manevrele basic. Mă bucur că am precizat și manechinul nostru, pentru că suntem cumva la finalul primei părți a ediției de astăzi. Dragilor, vom lua o foarte scurtă pauză, revenim în platou, în formulă de 4 de această dată și sunt tare curioasă să vedem cât de folositor ne este manechinul pentru a observa și pentru a asimila informații care așadar pot face diferența între viață și moarte. Rămâneți cu noi pentru că revenim imediat. V-am spus că este o pauză foarte scurtă, am revenit în platou. Lângă mine se află Alexandru Străinu, este asistent și, desigur, și doctor Dumitru Pamfiloiu, care este medic rezident pe medicină de urgență. Avem un personaj nou și interesant în platou și vreau să ne-l prezentați și vreau să ne și spuneți ce se va întâmpla cu el astăzi, la ce vom supune. Da, acesta este Gigel, cum îi spunem noi. Așa, pe care voi exemplifica în câțiva pași simpli ceea ce ar trebui să știe fiecare persoană care ar urma să acorde primul ajutor. Te rog. Da. În primul rând,
Când avem de-a face cu o victimă într-o stare critică, e foarte important ca noi să fim într-un mediu sigur, să spun așa. Adică să fim atenți la tot ceea ce e în jur. Nu știu, cabluri de curent, electricitate, benzină, motorină, combustibil, da? Sau orice structură instabilă, pentru că atunci nu vom mai fi nici noi în siguranță și nici victima noastră. Okay. Este vorba, în primul rând, de a verifica starea de conștiință a victimei. Ne apropiem foarte ușor de el și o să începem să vorbim cu victima, să o întrebăm: bună, ce faci? Ne auzi? Ești ok? Ai nevoie de ajutor? În același timp îl mișcăm încet, uh-huh. Sau putem să aplicăm diversi stimuli dureroși. De exemplu, e mușcul trapez sau undeva la umăr, putem să aplicăm o presiune mai mare sau de lobul urechii, pentru că sunt zone la care pacientul ar reacționa dacă ar fi conștient. După ce facem această evaluare și vedem că victima noastră este inconștientă, respirația e foarte importantă să fie verificată și aceasta. Capul se va da peste spate, uh-huh. Hiperextensia capului o denumim noi, se va deschide cavitatea bucală a victimei și timp de 10 secunde, și sunt foarte importante aceste 10 secunde, ne uităm la torace și privim dacă acesta se ridică, adică dacă victima respiră în același timp, dacă și simțim pe obrazul nostru fluxul respirator. Dacă durează mai puțin de 10 secunde, nu ne vom da seama dacă victima va avea două respirații eficiente, iar dacă stă mai mult de 10 secunde, vom întârzia manevrele de resuscitare. Dacă stabilim că victima e inconștientă și nu respiră, automat victima e în stop cardiorespirator. E foarte important să sunăm la 112. Putem foarte bine să punem telefonul pe speaker, asta în caz că suntem singuri. Dacă nu, cu siguranță ne va ajuta cineva. Precizăm unde suntem, locația, că avem o victimă, o vârstă aproximativă, sexul acesteia, și că e inconștientă și nu respiră. E foarte important, pentru că dacă sunt alte detalii trunchiate, s-ar putea ca la cazul nostru, să spun așa, să nu vină o ambulanță nu neapărat în cel mai scurt timp, ci cu dotările necesare, pentru că nu toate ambulanțele au medic, spre exemplu. Automat dispecerul, atunci când va înregistra apelul și o să spunem că victima inconștientă nu respiră, cu siguranță este în stop cardiorespirator. Am făcut și apelul, după care ne apucăm de masajul cardiac propriu-zis. Ne poziționăm foarte bine lângă victimă, undeva la umerii acestuia. Genunchii noștri sunt depărtați în mod egal ca noi să avem o bază foarte, foarte bună. Mâinile vin în centrul toracelui și ne vom apuca de resuscitarea propriu-zisă. Venim perpendicular, nici mai în față, nici mai în spate, ca forța aplicată să fie eficientă. Și o să începem să numărăm. Și 1, și 2, și 3, și 4, și 5, și 6, și 7, și 8, și 9, și 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ulterior, facem cele două respirații, pensăm nările pacientului, capul, am spus că este într-o continuă extensie, gura o vom deschide, tragem aer adânc. Și ne reapucăm de masajul cardiac. De asemenea, cele două ventilații putem să nu le facem, nu este cel mai obligatoriu. Sunt foarte importante, în schimb, compresiile toracice. E foarte important până când facem aceste manevre. Și sunt câteva situații. Până când victima își revine complet, este conștientă, alertă și respiră eficient. Acest respir eficient, mulți poate confund acele gasping-uri cu respirația eficientă și, într-adevăr, sunt confundate, dar gasping-ul înseamnă tot
tot partea stopului cardiac, să spun așa, adică acea respirație ineficientă. Până când pacientul vorbește, e conștient. Asta stare în cazul fericit. De asemenea, până când sosește ambulanța ca să preia resuscitarea, dar dacă noi vom sta la nivelul pacientului, până când ambulanța, până când echipajul vine aici și o să preia masajul, nu, de exemplu, când îl vedem la câțiva metri, noi ne și oprim. Okay. Așa, sau până când structurile unde suntem sau mediul este nesigur și nu mai avem siguranță nici noi, nici victima. Cam acestea sunt cazurile în care ne oprim. Sau când obosim foarte mult pentru că devenim ineficienți. De asta e important să mai fim cu cineva instruit. În principiu, după 2 minute de resuscitare, nu mai ești eficient ca să menții funcția de pompă a inimii. Adică să respecti ritmul. Exact, să respecti ritmul. Da, ritmul este foarte important. Am menționat, Dumii, că pui mâinile în centrul toracelui. Practic împărțim sternul în două și în jumătatea inferioară ne plasăm mâinile. Și că tot vorbeai de ritm, ritmul trebuie să fie cam de 100-120 de compresii pe minut la o adâncime de 5 cm. Ne gândim noi așa cam cât ar însemna 5 cm și păstrăm ritmicitatea ca să fim siguri că mimăm acea funcție de pompa inimii. Te ascultam și auzeam și 1, și 2, și 3. Cât de important este acel și? Extrem. E extrem de important pentru că inima nu poate să pompeze a la lung, să spun așa, să pompeze sângele. Are nevoie și de oarecare relaxare ca să se umple cu sânge, ca apoi să fie pompat prin mișcarea următoare. Despre asta e vorba. Dacă inima va bate, impropriu spus, la o viteză foarte mare, nu se va încărca suficient cu flux de sânge care să ajungă la creier. De asemenea, dacă facem cu un ritm mult mai încet, nici atunci nu o să ajungă sângele eficient la creier. S-au făcut studii și s-a stabilit aici că acest ritm e cel mai indicat. Noi avem un avantaj că Gigel este o variantă de adult normoponderal pe care îl putem manevra ușor pentru că îl vedem acolo și așa. În cazul în care suntem pe stradă și este o persoană de 120 de kilograme, eu sunt un trecător de 45, îmi va afecta în vreun fel această manevră? Ar trebui să mă înarmez cu mai multă forță? Este un pacient mai greu de acționat asupra lui? Da, este un pacient mai greu de acționat, însă dacă nu faci nimic, la fel... Este mai greu să nu faci nimic decât să faci ceva mai puțin decât ar trebui să fie făcut. Asta nu, oricum trebuie făcute manevrele. Manevrele trebuie făcute, indiferent că pacientul are o anumită condiție, o anumită greutate, manevrele trebuie făcute, dar se vor face cu o greutate mai... Într-adevăr, o să fim poate nu la fel de eficienți, dar nici echipajul care va veni probabil că nu va fi la fel de eficient. Aici e vorba de particularitatea fiecărui pacient în parte. Cineva spunea că nu este eficient să facă genul ăsta de intervenție decât dacă și rupă o coastă sau două. Ăla înseamnă un masaj cardiac ca la carte? Există posibilitatea să se fisureze sau să se fractureze coastă, există posibilitatea să nu. Acum depinde foarte mult de fizionomia pacientului. Dacă vorbim de un pacient de 45 de kilograme, automat dacă vom aplica o presiune mult mai mare asupra toracelui, există această posibilitate. Dacă pacientul va fi supraponderal, puțin probabil. Șanse mici. Exact. Ne spuneați mai devreme că, într-adevăr, de multe ori este dificil să intervenim pentru că ne este frică, poate n-am noțiune suficientă și poate îi fac mai mult rău, poate nu vrea să fie ajutat și atunci de ce să devină intruziv pentru o persoană care nu-și dorește să aibă pe altcineva în preajmă, deși este într-o situație critică. Cât de multă forță ar trebui să aplic într-o astfel de manevră? Cât să atingem acei 5 cm de adâncime ca să ne asigurăm că ajungem la inimă. Cam acesta este principiul. Bineînțeles, o să vedem că tehnicile diferă. Ce a arătat Dumii mai devreme sunt manevrele pentru adult. Dacă vorbim de copil, împărțim totul la 2, adică vom face 15 compresii cu 2 respirații și de fiecare dată începem cu 5 respirații salvatoare. De ce începem cu respirațiile salvatoare? Pentru că observăm că
în comparație cu adulții, unde cauza de stop cardiorespirator este o patologie cardiacă, de obicei la copii cauza este respiratorie. S-au necat cu mâncare, s-au necat cu jucării, nu știu. Și atunci s-a dovedit că aceste 5 respirații salvatoare deblochează acel obiect. Și atunci nu mai trebuie să trecem la compresii, să chinuim săracul copil și sunt eficiente aceste respirații. Ne spuneați în prima parte despre demnitatea pacientului și că de multe ori trebuie să protejăm acest lucru. Dacă se întâmplă să observăm pe cineva în stare critică la metrou, cum asigură acest perimetru? Ce ar trebui să le spun celor care sunt pe lângă mine? În primul rând ar trebui ca încă cineva să ne ajute să facem manevrele pe care trebuie să le facem. Am întâlnit situații în care și am fost foarte plăcut surprins. Au fost două persoane care se ocupau de victimă până am ajuns noi și până am preluat mai departe, iar ceilalți, într-un mod drăguț să spun așa, protejau pacientul în sensul că vorbeau cu cei din jur să îi lase în pace să-și facă treaba, să nu se bage decât dacă au cunoștință, să respecte demnitatea acestuia. Să bage telefonul observat, în buzunar. Da, am observat că lumea, de fapt, se formează așa un grup în care vor să ajute victima care e la nevoie. Cea mai ușoară variantă este să scoată sacou sau geaca și efectiv să creeze o barieră de protecție. De obicei, asta se întâmplă. Este obligatoriu să-l dezbrăcăm când aplicăm această manevră? Adică desfac cămașa dacă are cămașă, dar dacă este într-un tricou, ce fac? Depinde. Dacă este într-un tricou, nu e cel mai... Putem să lăsăm oarecum victima așa, dar dacă este îmbrăcat cu mai multe haine sau haine groase, atunci, da, masajul nu va fi la fel de eficient dacă nu va fi dezbrăcat. În principiu, recomandăm să se dea totul jos, pentru că vorbim aici de lanțul supraviețuirii. O să observăm că lanțul supraviețuirii, primul lucru, să recunoaștem stopul, al doilea lucru, să intervenim la timp și să facem compresiile corect, să chemăm ajutor și ultima verigă, de fapt, cea mai importantă din acest lanț al supraviețuirii, e defibrilarea. Având în vedere că noi aplicăm acele peciuri autoadezive pe toracele pacientului victimei, da? E bine să aibă toracele descoperit, pentru că și în momentul în care ajunge echipajul de urgență și va monta electrozii pentru EKG, monitorul și așa mai departe, e mult mai repede. Salvăm. Pentru că tricoul oricum se va tăia în momentul în care ajung ei. Tăiem tot, dăm tot jos, ca să avem acces liber să facem manevrele. Mă iertați dacă pun întrebări nepotrivite, dar știți cum suntem curioși. Răspunsul e da, că știu care este întrebarea. Dezbrăcăm definitiv sau doar deschidem? Adică dezbrăcăm. Scoatem de pe da. Brațe sau le lăsăm pe brațe, dar doar desfacem ca să avem acces la piept? În principiu, și știm că există diverse articole vestimentare care conțin și metal și așa mai departe, este recomandat să le dăm jos. Defibrilatorul funcționează totuși cu curent electric. Dăm jos ochelarii, dăm jos de la mână diferite accesorii, le punem lângă pacient să le aibă acolo lângă el. În principiu, pregătim pacientul pentru intervenție. Primesc o întrebare din regie. Dezbrăcăm chiar dacă este femeie? Da. Bun. Mă anunță colegii mei simpatici că mai avem doar 7 minute. Groaznic de puțin, pentru câte întrebări ne avem noi aici, mai ales curiozități, câte curiozități avem noi. Cât de mult pot face diferența manevrele de prim ajutor în primele minute ale unei urgențe medicale grave? Și de unde știu că am ajuns la fața locului în primele minute? De asta e important ca să fie cât mai multă populație instruită. Masajul cardiac, dacă este instituit în primele 2 minute, da, 1 minut, 2, 4 minute, cel mai mult să spun așa, crește șansele ca ritmul cardiac al pacientului să fie acela de defibrilare. E foarte important că atunci când venim cu defibrilatorul, pentru că nu în toate cazurile defibrilăm și se șochează pacientul, dar dacă masajul e la timp și corect instituit, șansele ca inima să fie în acel ritm în care poate să fie defibrilată este mult mai mare. Practic, am aici și cheia succesului, să spun așa. E foarte importantă acea defibrilare.
Deci de asta e important ca și masajul cardiac să fie instituit cât mai rapid. De asta e important ca cât mai multă lume să fie instruită. Totul e rapid. O altă întrebare, ce date trebuie să furnizăm serviciului de urgență 112 dacă întâmpinăm o problemă? Ne spusese deja domnii mai devreme când s-a plecat asupra manechinului. Ce ar trebui să cunoaștem când sunăm? Sexul pacientului, să aproximăm vârsta, să dăm o locație exactă. Dacă nu știm unde ne aflăm, să ne folosim de reperele care sunt în jurul nostru. Poate suntem într-un oraș în calitate de turiști, poate... Și nu cunoaștem străzile. Exact. Și, un lucru foarte important, să menționăm dacă este inconștient sau nu și dacă respiră sau nu. În România există trei tipuri de ambulanțe, să le numim așa, de tip A, B și C. A, transport pacienți, B, cu asistent medical și șofer, C, avem și medic acolo. Dacă nu furnizăm datele că pacientul este inconștient și nu respiră, niciodată nu o să avem un echipaj cu medic. Okay. Și bineînțeles că avem nevoie de medic ca să poată să intervină cu suportul avansat pe care l-am menționat mai devreme. Cam acestea sunt datele cele mai importante. Este sistemul de urgență supra-saturat? Este. Ce faceți? Mergem mai departe. Într-adevăr, patologiile sunt tot mai vaste, tot mai multe. Nu aș vrea să isc o polemică acum, dar deși e greu, ajutăm pe toată lumea. Avem, de exemplu, în anumite zile, într-o gardă de 24 de ore, undeva la 200, poate chiar 250 de prezentări, dar 200 cam aici e media. Și faci destul de greu față, e destul de greu să te focusezi mai ales pe patologiile non-urgente de care spuneam la început. Pentru că urgența nu înseamnă doar urgența cu adevărat, înseamnă și problemele de sănătate care se pot rezolva într-un alt compartiment, într-o altă cameră, în ambulator și așa mai departe. Dar aici o discuție mult mai vastă, dar într-adevăr sistemul este supra-saturat. Ultimele 3 minute și am nevoie de concluzii și un mesaj din partea fiecăruia dintre voi pentru cei care ne-au urmărit astăzi. Ați venit cu foarte mult drag către noi și mă bucur foarte mult că ediția de astăzi s-a întâmplat pentru că voi mi-ați scris. Asta înseamnă că identificați că oamenii au nevoie de informații și mă bucur tare mult că le putem oferi aceste informații sub această formă gratuită. Trebuie doar să chemăm, doar să dăm un telefon și spunem vreau ca echipa mea să cunoască aceste tehnici, fie că ne gândim la cadre medicale, la cadre din educație, fie că ne referim la copii, care este important să cunoască aceste lucruri încă de la vârste fragede. Așadar, ce ne transmiteți astăzi la final de ediție? Eu am așa trei liniuțe, să zic, trei bullet point-uri. Să nu vă fie niciodată frică să învățați ceva nou sau să faceți o reconversie profesională. Și asta o zic din experiența mea. Doi, să nu vă fie niciodată frică să interveniți. Frica se poate lucra cu ea. Într-adevăr, adrenalina crește, dar sentimentul că ai putut să faci ceva este deosebit. Și trei, vă așteptăm la cursuri. Te ascult, Domi. Iar din punctul meu de vedere, consider că educația minimă e foarte importantă, pe care o să rog pe toată lumea să o acceseze sau un număr cât mai mare, pentru că din experiența proprie, nu neapărat cea mai vastă, dar destul de în care am văzut foarte multe probleme de sănătate, dacă acționezi la timp, poți să faci diferența între viață și moarte. Deci să nu ne mai fie lene, să nu mai considerăm că nu e ceva important, pentru că la un moment dat chiar vom face diferența între viață și moarte, într-adevăr. Între viață și moarte și dacă reușim să-l salvăm, este important să știm și în ce formă îl salvăm și de multe ori, așa cum spuneați în prima parte a emisiunii, recuperarea pacientului poate fi mult mai ușoară pentru că am acționat la timp cu un minut mai devreme, atât de important timpul. Dragilor, vă mulțumesc tare mult. Eu îmi doresc să ne reîntâlnim pentru că avem foarte multe situații pe care trebuie să le aducem în atenție și este important să știm cum ne poziționăm vis-a-vis de ele și cum acționăm mai ales vis-a-vis de ele, de la accidente rutiere până la accidente casnice, până la arsuri de care povesteam mai devreme și este important să evităm
infecțiile. Vă mulțumesc mult de tot și mult spor în tot ceea ce faceți și vă mulțumesc din nou pentru că ați venit către noi astăzi. Și noi vă mulțumim. Mulțumim. Dragilor, au fost cu noi doi oameni fabuloși de simpatici. Mă bucur tare mult, sper că i-ați urmărit cu atenție. Ei se numesc Dr. Dumitru Panfiloi, un medic rezident medicină de urgență și, desigur, Alexandru Străinu, asistent medical generalist licențiat. Eu sunt Consuela Brașa și vă reamintesc că ne întâlnim în fiecare zi, de luni până joi la ora 4, pentru că este important să știm ce putem face pentru a fi sănătoși, tineri, dar și frumoși. Nu plecați, urmează Fresh Access. La revedere! Emisiune susținută de Maurer Imobiliare.